dacă tu mai cere să dai mereu. Salutare, salutare și bine v-am regăsit într-o altă porție de distracție. Încă 10 minute puse la dispoziție special pentru a observa cum decurge răsăritul soarelui. Este ora 4 și 46 de minute, data de luni, un început de săptămână super, o dată de 16 iunie, extraordinar de frumoasă. Și de ce nu, haideți să ne distrăm cu programul Radio Z. Răsare distracția, observăm castelul de nisip undeva, unde este oceanul deșert. Dacă toți suntem la marea porție de distracție, pentru momentele următoare, haideți să cântăm puțin și Phil, o piesă, pot să zic, extraordinară de la DJ Rino și Silvia, la Radio Z. We'll be right back.
Ei da, domnilor și domnilor, observă că a început camera să intre în funcționarea de procesare în acest moment, pentru că în partea de dreapta jos a atins nivelul de alb o cotă foarte ridicată. Haideți să observăm în direct câteva dintre părțile cele mai interesante. În acest moment voi deprocesa să vedem realitatea cum arată. În acest moment, după cum se observă, imaginea este la natural, adică exact cum se vede în acest moment, în direct. Se autoreglează până la cota ei normală. Vreau să mai spun încă ceva ce am observat eu pe aici. Una dintre părțile cele mai importante la această procesare, observ că flickerul, cum începe lumina să fie peste o anumită cotă, începe să nu mai proceseze bine și adaugă foarte, foarte multă scade foarte multă luminozitate și adaugă foarte mult contrast. Scăderea este aceasta, iar urcarea luminozității este aceasta. Aceasta e cota naturală. Deci uitați-vă, tot alb foarte mult pe dreapta jos și undeva spre centru. Asta iar nu e bine. Înseamnă că ajunge la o cotă foarte ridicată și nu știe unde să se regleze. Da, interesant, pot să spun, materialul acesta, al doilea material. 4 și 53 de minute în acest moment. Mă uită pe ceasul interesant al Radio Z-ului acesta, cu program de scurtă durată, așa, pentru dumneavoastră, ca să vă învioreze și să vă distreze puțin, așa, mai de dimineață, sau când vă uitați dumneavoastră la acest material. Haideți să scădem în acest moment. Așa. Scădem să nu facă efectul acela alb. Ia să băgăm flicker. Ia să băgăm flickerul la maxim. Deci, uite, așa ar trebui să se vadă, exact cum e acum. Uite așa. Aude, păsări în aer. Super, nu? Bun. Ia hai să-i dăm un flicker mic. Ia hai să reglăm, să reglez după exact după cum arată cerul în acest moment. Păi de cam așa arată cerul în acest moment. Mă uit pe geam, în același timp reglez și cu camera. Deci ca să vedeți dumneavoastră cât lucrează o procesor de cameră, dacă pot să filmez cu ea noaptea. Deci aici este cel mai important cel mai important lucru pe care l-am putut observa. Deci flickerul este toată baza cu auto-exposure-ul. Asta este, vă să spun, inima camerei de filmat cu procesor. Mă gândesc câte camere ar putea face acest lucru noaptea. Deci noaptea să poți face poze noaptea. Asta e cel mai important, mai ales când sunt nori. Aici un avantaj. Avantajul cel mai mare când ai cât mai mult nori. Bine. Am ajuns aproape de finalul acesta superb. Mi-a rămas un punct de la dumneavoastră și în continuare vă las alături de distracție și ce mai găsesc dumneavoastră prin canalul de la nimeni altul decât domnul Svartoșu.